Ați observat că întreaga proprietate aparține municipiului Botoșani. Iar obligațiile noastre legate de contractul de finanțare a incubatorului de afaceri au încetat. Au trecut 5 ani de când a fost pusă în funcțiune investiția. Deci eu nu văd o problemă de legalitate. Sau poate n-am înțeles bine întrebarea dumneavoastră. Dacă vreți să...